România scoate din ruine victimele cutremurului din Turcia. Echipele trimise de țara noastră i-a fost repartizată o nouă zonă de intervenție în partea nord-vest a orașului Antakya. Fiecare piatră dată la o parte poate ascunde o formă de viață. De aceea, echipele de salvatori trebuie să lucreze cu mare atenție, pentru că în joc nu este doar viața celor de sub dărâmături, dar și viața lor. Despre dezastrul din Turcia îți spune mai multe colonelul Bogdan Vlăduțoiu, team leaderul modulului de căutare-salvare dislocat în Turcia. Evident că situația este una foarte dificilă și este dificilă nu numai pentru salvatori, nu numai pentru autorități, dar este dificilă în primul rând pentru oamenii care au fost afectați de acest cutremur. Este dificil să reușești la urma urmei să identifici și apoi să și salvezi de sub dărâmăturile multor clădiri care sunt prăbușite persoanele care au fost surprinse sub aceste dărâmături. În mod evident, ceea ce încercăm noi să facem de fiecare dată este să găsim cât mai mulți supraviețuitori ai acestui cutremur și să le oferim ajutorul de care au nevoie, să reușim să-i scoatem de sub aceste dărâmături, să le acordăm asistența medicală de urgență și apoi să-i predăm unităților sanitare pentru îngrijiri. Totul este, pot să spun, afectat de cutremur. În primul rând, în această localitate în care ne aflăm noi, în Antakya, nu mai funcționează sistemele de utilitate publică. Sistemul de alimentare cu energie electrică, sistemul de alimentare cu gaze naturale, sistemul de alimentare cu apă, comunicațiile telefonice, satelitare sunt afectate. Evident că aceasta îngreunează foarte mult operațiunile de intervenție, îngreunează inclusiv viața de zi cu zi a celor care au rămas în localitate și chiar și a echipelor de intervenție. Încercăm și în aceste condiții destul de deosebite să ne facem misiunea. Și ne bucurăm în activitatea pe care noi o desfășurăm de fiecare dată când reușim să le fim de folos terminul nostru și să-i salvăm pe cei care au nevoie.